adăposturile de protecție civilă sunt construite doar pentru atac aerian. Nu există construit în spațiile comune, la locuințe colective, celebrele sau așa cunoscutele buncăre, așa cum populația folosește acest termen. Acest adăpost de protecție civilă este singurul spațiu reglementat în vederea adăpostirii populației civile. Conceptul de adăpostire în cazul unui atac nuclear nu este reglementat. Acest tip de adăpost intră în categoria spațiilor care pot fi folosite cu caracter temporar. Evident, nu sunt adăposturi, ci pot servi pentru adăpostire. Situația particulară pentru Salină nu o cunosc, pentru că eu reprezint doar municipiul București și județul Ilfov, iar aici nu avem astfel de spații. Avem alte spații pentru adăpostire care, într-adevăr, nu sunt specifice pentru restul țării, cum ar fi metrou. În principiu, în legislație este prevăzut faptul că pot fi folosite ca spații pentru adăpostire orice spații identificate care să ne asigure adăpostirea. Dacă acest lucru se poate face într-o salină, atunci considerăm că e un loc unde ne putem feri temporar de un astfel de eveniment. Nu cred că populațiile este europene, să spun, au o mare temere, pentru că, iarăși, o experiență foarte ipotetică asta cu arma nucleară. Și, pe de altă parte, s-a aflat că o armă nucleară tactică, dincolo de faptul că nu le-a dat ce câștig militar rușilor, e improbabilă din multe, în folosire improbabilă din multe motive politice, dar dacă totuși o vor folosi, consecințele sunt destul de restrânse și, cum să spun, se va urca pe un nou nivel de escaladare. Sigur, în principiu poți să bagi foarte multă lume acolo, dar în ce problemele practice? Adică, în primul rând trebuie să faci un exercițiu. Toate lucrurile astea se exersează, mai ales când e vorba de mase mari, de oameni care trebuie să știe unde să ducă, să nu umble ca găinile fără cap în oraș. Adică, într-o situație de panică, ar trebui să știi ce să faci, că n-ai timp atunci să explici și să dai indicații. Exerciții de felul ăsta nu s-au făcut. Și marea problemă este aceea că autoritățile, deși au comunicat că riscurile sunt mici, primul ministru, totuși fost general, ar trebui să prezinte foarte multă încredere, a asigurat că riscurile sunt minime, a explicat de ce. Cu toate astea, oamenii sunt neîncrezători, pentru că s-au obișnuit să nu aibă încredere în comunicarea autorităților, deci nici în acest moment nu au încredere în comunicarea autorităților. Că, dincolo de faptul că România este membră NATO, dincolo de faptul că staționează în trupe din ce în ce mai importante ale NATO ca element de descurajare, există acest scut de la Deveselu care a creat întotdeauna tensiuni în relația cu Rusia, scut care poate asigura în mare măsură protecția României. Altfel spus, poate intercepta rachete, inclusiv rachete balistice care ar veni de pe teritoriul Rusiei. Deci România, din acest punct de vedere, este foarte bine apărată și poate intercepta majoritatea rachetelor, dar acest risc nu există. Ну, ладно, давайте. Серьёзно, ещё не.